Bună seara! George, explică-ne ultimele două faze, că ai fost protagonistul. Ce s-a întâmplat mai întâi acolo la acea ciocnire cu Bălgrădean? Ce ai simțit tu? Bună seara! Eu cred că a fost fault, dar dacă domnul arbitru nu a văzut acest lucru, nu este treaba mea. Dânsul ia deciziile în timpul meciului și așa a fost să fie. Am văzut că și tușierului îi reproșai cumva acest lucru, că nu a indicat centralului infracțiunea. Da, vă dați seama, mie mi s-a părut fault pentru că Pufi a intrat direct în mine, dar cum am mai spus, dacă domnul arbitru nu a luat această decizie, înseamnă că nu a fost. Bun, ultima fază, în prelungiri. Te-ai trezit cu mingea acolo la picior, foarte aproape să egalezi. Da, trebuia să marchez. Sunt foarte supărat că nu am putut să o fac, pentru că astfel plecam și noi cu un punct de aici. Și pot să zic așa, trebuia să marchez, pentru că în astfel de faze nu se poate rata. Cum simți echipa față de sezonul precedent? Eu zic că suntem o echipă mult mai bine închegată. Au venit câțiva jucători foarte buni care ne ajută. Noi cei tineri de anii trecuți, să zic așa, deja suntem cu experiență și zic eu că, per total, suntem o echipă foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Pa.